528-a noapte continuă povestea cu Camaralzaman și cu Budur, cea mai frumoasă lună dintre luni. Ei bine, să știu, capitane, că după ce am gustat din măsline, între care cele mai frumoase sunt într-adevăr bune de umplut, am priceput că acela care le-a pregătit nu poate să fie altul decât bucătarul meu de odinioară, că numai el știa să dea umpluturii cu capere atâta pișcăciune și atâta frăgezime totodată care îmi plac peste măsură. Și afurisitul de bucătar a fugit într-o zi de frică să nu fie pedepsit, pentru că îl betejise pe băiatul de la bucătărie tăbărând pe el cu niște zoruri prea grele și cam nepotrivite. Așa că trebuie să ridici iarăși pânzele și să mi-l aduci cât mai degrabă cu putință pe ajutorul acela de grădinar care tare presupun că este bucătarul meu de odinioară, făptașul betejirii ajutorului lui cel gingaș. Și am să te răsplătesc strașnic dacă vei pune destul zor în îndeplinirea poruncilor mele. Altminteri, niciodată nu am să-ți îngăduiesc să mai vii în împărăția mea. Ba chiar, dacă ai să mai vii, am să pun să fii ucis dinpreună cu toți oamenii tăi de pe corabie. La vorbele acestea, capitanul nu putu să răspundă decât cu ascultare și cu supunere și, în ciuda pagubei pe care plecarea aceea silită o aducea negustoriilor lui, se gândi că la întoarcere are să fie despăgubit de sultan și ridică numai decât pânzele. Și Allah îi scrise o plutire prielnică, încât ajunse în câteva zile la cetatea păgânească și coborâ de pe corabie la vreme de noapte cu năierii cei mai voinici de pe corabie. Numai decât se duse cu ceata aceea la grădina unde sălășluia Camaralzaman și bătu la poartă. La ceasul acela, Camaralzaman, isprăvindu-și treburile zilnice, ședea amărât și cu lacrimile în ochi și își procitea stihuri despre despărțire. Zac, stelele împietrite pe cer, fără să poată să-și mai urmeze curgul în noaptea nemișcată. Și aștept degeaba zorii când ceasul se precurmă, ca păcătoși în ziua județului din urmă. Dar când auzi bătaia în poartă, se ridică și se duse să întrebe: cine e acolo? Capitanul, cu glas prefăcut, ruginit, spuse: un sărman de-a lui Allah. La ruga aceea rostită pe arăbește, Camaralzaman simți cum îi zvâcnește inima de milă și deschise. Și numai decât fu înșfăcat și priponit belci, iar grădina fu năpădită de corăbierii care, când văzură cele 20 de chiupuri rânduite ca și întâia oară, se ripeziră să le ducă. Pe urmă se întoarseră cu toții la corabie și ridicară pe dată pânzele. Atunci capitanul, înconjurat de oamenii lui, se duse la Camaralzaman și îi spuse: aha, tu ești doritorul de băieți care l-ai betejit pe copilul de la bucătăria sultanului. La sosirea corabiei ai să găsești țeapa gata să-ți facă și ție la fel, dacă nu cumva te ispitește încă de pe acum să te șpânguiască flăcăi aceștia stătuți. Și îi arătă năierii care făceau cu ochiul uitându-se la el, căci li se părea un chilipir minunat de luat în colți. La vorbele acestea, Camaralzaman, măcar că fusese slobozit din legături de cum ajunsese pe punte și care nu rostise un cuvânt și se lăsase în seama soartei, nu putu să îndure atare învinuire și strigă: mă adăpostesc într-o Allah! Au, nu ți-e rușine să vorbești așa, o capitane? Căiește-te într-o prorocul! Reizul răspunse: binecuvântarea lui Allah și rugăciunea fie asupra-i și asupra tuturor alor săi, dar chiar tu ești acela care l-a betejit pe băiat. La vorbele acestea, Camaralzaman iarăși strigă: mă adăpostesc într-o Allah! Reizul iotăie: aibă-ne Allah într-o mila sa, ne adăpostim tot sub paza lui. Iar Camaralzaman îi răspunse: o, oameni buni! Mă juruiesc pe viața prorocului, asupra-i fie ruga și pacea, că nu pricep nimic din atare învinuire.
și că nu mi-a călcat niciodată piciorul în insula aceea de Abanos, unde mă duceți, și nici în saraiul sultanului de acolo. Rugați-vă prorocului, o, oameni buni! Atunci toți răspunseră cu mâidatina. Asupra-i fie binecuvântarea. Și capitanul urmă. Adică nu ai fost niciodată bucătar și nu ai vătămat niciun copil în viața ta? Camaralzaman, burzuluit până peste poate, scuipă și strigă. Tu! Mă adăpostesc într-o Allah! Faceți cu mine ce vreți, încât pe Allah limba mea nu are să se mai ostenească a da asemenea răspunsuri. Și nu mai vrut să scoată o vorbă. Atunci capitanul adăugă. În ceea ce mă privește, sarcina mea are să fie îndeplinită când am să te dau pe mâna sultanului. Dacă ești nevinovat, ai să te descurci și tu cum vei putea. Între acestea, corabia ajunse la insula de Abanos și, numai decât, reizul coborâ pe țărm și îl duse pe Camaralzaman la sarai și ceru să intre la sultan. Și pe dată, întrucât era așteptat, fu poftit în sala domnească. Or, Set Budur, ca să nu se dea pe față și spre folosul ei și al lui Camaralzaman, ticluise un tertip tare înțelept, mai cu seamă pentru o femeie. Încât, după ce se uită la acela pe care l-adusese capitanul dintr-o aruncătură de ochi, îl și cunoscu pe mult iubitul ei, Camaralzaman, păli de tot la chip și se făcu galbenă ca șofranul. Și toți puseră schimbarea aceea pe seama mâniei stârnite de betejirea copilului. Se uită la el îndelung, fără a putea vorbi, în vreme ce el, în hainele-i ponosite de grădinar, ședea până peste poate de fâstăcit și de speriat. Și era departe de a-i da prin gând că se află dinaintea aceleia pentru care vărsase atâtea lacrimi și îndurase atâtea necazuri și supărări și răutăți. Într-un sfârșit, Set Budur izbuti să se stăpânească și se întoarse către capitan și îi spuse: păstrează pentru tine, ca preț al credincioșiei tale, banii pe care ți-am dat pentru măsline. Reizul sărută pământul și spuse: dar ce să fac cu cele 20 de chiupuri pe care le mai am în chila naiei de data din urmă? Budur spuse: dacă mai ai 20 de chiupuri, dă zor să mi le trimiți și ai să primești 1000 de dinari de aur. Pe urmă, se întoarse către Camaralzaman, care ședea cu ochii în pământ și le spuse cămărașilor: luați-l pe tânărul acesta și duceți-l. În clipita aceasta a istorisirii sale, Scheherazada văzu că se luminează de ziua și sfioasă